Bună ziua! O să discutăm astăzi despre relația de cuplu, despre calitatea relației de cuplu și îmbunătățirea ei și vom vedea lucruri care sunt de făcut atunci când relația noastră de cuplu lasă de dorit. Și noi am discutat până acum în legătură cu relația de cuplu despre dependență în relație cu partenerul, despre efectele dependenței. Am văzut și ce înseamnă codependența, am văzut cum se naște în psihicul unui om nevoia de a fi dependent de cineva și astăzi vom vedea cum să lucrăm atunci când relația noastră de cuplu suferă de dependență sau suferă de independență, adică distanțarea și răceala celor doi unul de celălalt. Și aș vrea să trec un pic în vedere, prima dată, partea legată de dependență, deși, repet, acest lucru deja a mai fost parcurs, și apoi și ceea ce înseamnă independența, relația de cuplu, adică distanțarea celor doi și pași care sunt de făcut pentru ca cei doi să vină împreună, într-un mod echilibrat, într-un mod sănătos, într-un mod care să facă bine fiecăruia dintre cei doi parteneri. Deci, opusul codependenței nu este independența, este interdependența, da? Adică relația echilibrată. La extreme există relația dependentă, în care cei doi se agață unul de celălalt și trăiesc prin celălalt, respiră prin celălalt, gândesc prin celălalt, acționează prin celălalt, doar cu acordul celuilalt, doar implicându-l și pe celălalt. Și la polul opus există relația independentă, în care cei doi sunt ca liniile de tren, nu se intersectează, nu se cunosc cu adevărat, nu simt împreună unul cu celălalt. Și cele două extreme e de preferat să fie vindecate încât cei doi să ajungă la o relație de mijloc echilibrată sau, altfel spus, interdependentă. Ce înseamnă o relație interdependentă? Doi oameni stau unul lângă altul, aproape, dar având suficient spațiu între ei încât să lase loc dezvoltărilor, încât să lase loc vindecărilor, încât să lase loc lui Dumnezeu în relația lor, încât să lase loc vieții să-și urmeze cursul într-un mod natural și sănătos în viața fiecăruia. De asemenea, creșterea și schimbarea benefică au și ele loc de desfășurare într-un cuplu interdependent, în care cei doi sunt împreună, dar totuși există spații libere între ei, loc în care se pot desfășura. La rândul ei, relația interdependentă se măsoară prin raportul de independență, dacă dependența este la un nivel suficient de scăzut sau independența este la un nivel suficient de scăzut încât cele două să se regăsească undeva la mijloc și cei doi să simtă că pot trăi, să simtă că au spațiu, să simtă că au aer, să simtă că se pot desfășura fără să fie tot timpul opresați, fără să se simtă obligați, fără să se simtă sufocați sau constrânși de partener. Și astăzi vom vedea care sunt cele două extreme, ce este de făcut în cazul fiecăruia și de asemenea vom vedea ce înseamnă relația echilibrată în ce privește cuplu. Relația bazată pe independență presupune un sentiment de înstrăinare care adâncește relația asta rece, distantă. Căsnicia nu se îmbogățește, ci diversitatea celor doi, de fapt, îi separă. Diferențele devin scuze, pretexte, chiar arme cu care cei doi se atacă unul pe altul. Într-o relație sănătoasă, cei doi sunt diferiți, asta este absolut normal, iar diferențele dintre ei sunt o binecuvântare. Sunt o echilibrare unul pentru celălalt, sunt o îmbogățire a relației de cuplu. Când
apare independența, atunci, de fapt, diferențele astea devin un blocaj, devin o sursă de conflict, devin o sursă de îndepărtare a unuia de celălalt. Într-o relație independentă, adică rece și distantă, cei doi tind să-și reprime emoțiile nefiind dispuși să vorbească unul cu celălalt. Și chiar dacă vorbesc unul cu celălalt, nu se aud și nu se iau în seamă unul pe celălalt. Nu se simt confortabil în intimitate profundă cu partenerul. De ce? Pentru că există acea teamă că va fi din nou rănit, că persoana va fi din nou atacată, așa cum s-a simțit și altă dată. Cred că se pot baza doar pe sine. Da? Cei doi cred că se pot baza fiecare doar pe el însuși, fără să îl mai pună și pe celălalt în calcul și fără să-și poată deschide inima să vorbească celuilalt despre ceea ce este în inima lui. E foarte posibil că acești oameni, având această relație rece, să fi fost deja răniți, să fi fost deja zdrobiți undeva în inima lor și să simtă că partenerul nu le este asociat, nu le este aproape și nu îi susține. Deci cred că se pot baza doar pe sine, fiindu-le dificil să-și dezvolte nevoile, fug de conflicte sau le folosesc ca formă de îndepărtare. Dacă sunt conflicte, ele rămân nerezolvate, deoarece soluționarea acestora presupune intimitate emoțională, iar acești parteneri fug de intimitatea emoțională. Și atunci conflictele, în primul rând, se caută a se evita cât mai mult posibil, dacă totuși se întâmplă să fie, sunt folosite ca armă de a-l îndepărta pe celălalt, ne rămânând rezolvate niciodată, pentru că rezolvarea ar însemna ca cei doi să vină aproape unul de celălalt, lucru care într-o astfel de relație va fi evitat. Își doresc intimitatea emoțională, pentru că fiecare om își dorește intimitate, dar teama că vor fi răniți din nou este atât de puternică încât preferă să evite acest lucru. Par că sunt reci și nu au nevoie de afecțiune, dar asta este doar o mască pe care o poartă pentru a evita apropierea. Pe parcursul relațiilor va domina frustrarea. De ce? Pentru că nici unul din cei doi nu este mulțumit, nici unul din cei doi nu este fericit, nici unul nu se simte satisfăcut la nivel emoțional. Pentru că atunci când nu poți să-ți deschizi inima față de partenerul tău și să-i spui cum te simți, să-i spui ce nevoi ai, să-i spui ce e în sufletul tău și ce-ți dorești cu adevărat, atunci se instalează frustrarea. Cei doi vor fi frustrați și sunt frustrați amândoi. Chiar dacă pare că unul mai mult sau unul mai puțin, este vorba doar de aparențe, pentru că în realitate frustrarea există în sufletul fiecăruia. Distanțarea poate fi fizică, dar în mod special e vorba de o distanțare emoțională. Asta înseamnă că cei doi pot fi fizic unul lângă celălalt, dar emoțional, fiecare să fie în lumea lui. Emoțional ei să fie distanțați, să fie rupți de relația de cuplu și fiecare să aibă perspectiva lui asupra vieții total diferită de a celuilalt și să își poată permite lucruri cu care celălalt nu este de acord. Cei doi fac diferențiere între intimitatea emoțională și intimitatea sexuală, preferând-o pe cea de-a doua. Sunt parteneri care n-au nicio problemă cu viața sexuală, să o desfășoare poate în continuare sau poate nu. Important este să nu existe intimitate emoțională. Cea fizică nu deranjează foarte tare, deși sunt cupluri care încep și din punct de vedere sexual să se distanțeze foarte mult. Cei doi acționează și au decizii pe cont propriu, fără să ceară părerea celuilalt, fără să se consulte, fără să țină cont de nevoile celuilalt. Independența poate duce la excluderea partenerului și anularea nevoilor lui. Cei doi simt că cumva s-au îndepărtat unul de altul.
Eu sunt eu, el este el și deodată nu mai există un noi. Nu ne mai cunoaștem unul pe celălalt, trăim în lumi separate care par a nu se întâlni niciodată. Și cu toate acestea, cei doi sunt într-un mod paradoxal și într-un mod toxic legați unul de celălalt. Pare ca și când relația ar fi ruptă definitiv și cei doi nu mai au legătură. Dar la nivel emoțional încă există o legătură. Și atunci care este problema? Pentru că legătura există și este chiar strânsă. Această legătură nu este una sănătoasă, este una toxică, care îi face pe cei doi să sufere și îi face pe cei doi să se simtă străini și cu toate acestea legați în relație unul cu celălalt. Liniile vieții lor se împletesc, dar nu se ating cu adevărat. Trăiesc împreună, dar nu se ating cu adevărat. Nu se cunosc cu adevărat, nu se simt cu adevărat unul pe celălalt. Este un sentiment puternic de captivitate, dar mai ales de mânie. Există foarte multă mânie, fie că este manifestată verbal, fie că este manifestată non-verbal, pasiv, dar ea clocotește undeva în sufletul celor doi. Contracararea independenței în relația de cuplu. Mai întâi, cuplul trebuie să se confrunte cu problema. Chiar dacă cei doi au evitat foarte tare confruntarea cu realitatea în care se găsesc, nu pot niciodată să-și vindece rănile, să-și rezolve problemele până nu există acest prim pas, confruntarea cu realitatea în care ne găsim. Deci, primul pas, cuplul trebuie să se confrunte cu problema respectivă, adică să recunoască atât fiecare față de el însuși, cât și amândoi, unul celuilalt, că ei au o problemă, că se află într-o dificultate. În al doilea rând, are loc trecerea în revistă a modului de folosire a timpului. Este foarte important a se vedea cum se desfășoară o zi obișnuită într-un astfel de cuplu, cum este petrecut timpul liber, pentru că e foarte probabil ca timpul lor liber să fie folosit într-un mod în care să nu ajute relația și în care să nu se simtă înțeleși și acceptați în relația respectivă fiecare. Când, cum și care au fost circumstanțele în care acești doi oameni au ajuns în acest punct? Cum au ajuns să trăiască această singurătate în doi? De ce nu își petrec timpul împreună? E mai bine ca trecerea în revistă să fie pusă pe hârtie, negru pe alb, și atunci foarte de ajutor și foarte clarificant. Ca cei doi să-și ia fiecare o foaie de hârtie, un pix și să scrie. Să scrie aceste lucruri. În al treilea rând și ideal, e ca acest pas nu numai să fie în credința hârtiei, dar de preferat dacă există și o a treia persoană care să-i ajute. Un consilier, un duhovnic, un pastor, un preot, un om care, un psiholog, cineva care să-i ajute și să-i facă conștienți pe cei doi de situația în care se află și de pașii pe care i-au de făcut ca relația lor să fie restaurată. Deci, în al treilea rând și ideal, e ca acest pas nu numai să fie încredințat hârtiei, ci să se desfășoare în prezența unui martor, consilier, terapeut de cuplu, preot sau prieten de încredere. Cuplul trebuie să întocmească un nou legământ și să facă o nouă înțelegere, o promisiune sau un contract în care își iau angajamentul unul față de celălalt, să se respecte reciproc și să țină cont de nevoile celuilalt, inclusiv în petrecerea timpului liber. Esența noului acord este de a petrece mai mult timp împreună, timp de calitate, în care să se vadă unul pe celălalt cu adevărat, să se asculte unul pe celălalt cu adevărat, să se atingă unul pe celălalt cu adevărat, să fie atent și sensibil și receptiv unul la nevoile celuilalt. Deci, esența noului acord este de a petrece mai mult timp împreună și de a crea mai multe puncte de convergență pentru a reduce distanța care s-a creat între cei doi. Pentru a pune în practică noul legământ, partenerii trebuie întotdeauna să reducă din consumul
exterior de energie. Asta înseamnă că, fie în cazul femeii, fie în cazul bărbatului, e indicat că acolo unde timpul era consumat pe lucruri nefolositoare, de data aceasta să fie redus cât mai mult din acest timp, petrecut poate cu diferite lucruri, prieteni sau fotbal sau, nu știu, cumpărături, lucru fără rost poate, să fie folosite exact pentru relația de cuplu. Dar și să fie un lucru care cei doi și-l propun într-un mod organizat, într-un mod asumat. Da? Și asta presupune, ne facem un plan, petrecem timp împreună, avem timp doar pentru noi, timp în care să nu vină socrii sau părinții sau verii sau nașii, nu, timp pentru noi, în care să ne ascultăm unul pe celălalt, în care să stăm unul lângă celălalt și să petrecem timp împreună. În al patrulea rând, presupune ca cei doi să-și dea seama de acțiunile lor. Aici poate fi extrem de utilă implicarea, cum am spus, a celei de-a treia persoane. Dacă partenerii continuă să răspundă de faptele lor în fața unei persoane de încredere din afară, legământul va fi păstrat. Asta înseamnă că e important să dăm socoteală. Ce am făcut? Cum s-a derulat săptămâna? Cât din ceea ce noi am promis, am și făcut? Cât de atenți am fost la nevoile celuilalt? Cât de mult l-am ascultat? Cât de mult ne-a interesat și am fost deschiși să fim total de partea celuilalt? Cât de mult am vrut să-l cunoaștem cu adevărat pe celălalt? Cât de mult am vrut să vedem ce acțiuni întreprindem încât ele îl afectează pe celălalt și până atunci nici măcar nu ne-am dat seama? Și este important a se vedea fiecare acțiune pe care noi o inițiem, ce efect are asupra celuilalt? Îl apropie de noi sau îl îndepărtează? Îl face să se simtă singur sau îl face să se simtă în siguranță încât să se poată apropia? Pentru că acțiunile noastre, deciziile noastre, comportamentul, limbajul, toate aceste lucruri au impact și au efect asupra celuilalt, făcându-l să vină mai aproape sau dimpotrivă, făcându-l să se îndepărteze în ce privește relația de cuplu. Și acum mergem mai departe la dependența în relația de cuplu. Am văzut cum se manifestă independența, adică răceala și distanțarea în relația de cuplu. Acum vom vedea și cum se manifestă codependența sau dependența în relația de cuplu, ceea ce noi, repet, am mai parcurs și altă dată. Cei doi se simt adesea contopiți unul în celălalt și este o contopire toxică. De ce? Pentru că cei doi nu pot trăi nici împreună, nici separat. Dacă sunt împreună, se rănesc unul pe altul. Dacă sunt separat, simt nevoia puternică de a veni împreună. În felul acesta, ei își provoacă unul altuia o tensiune continuă. Această relație este una cu puternic stres și tensiune în planul psihologic și în planul emoțional. Cei doi au dificultăți în a stabili și a menține granițe personale. Da? Cei doi pot gândi, gata, acum mă voi opri să mai fac lucrul acesta, îi voi da spațiu celuilalt și mie îmi voi acorda spațiu ca să pot să mă regăsesc, ca să pot să fiu eu însumi, ca să pot să îmi trasez niște linii pentru viața mea și să pot să mă concentrez pe ceea ce am nevoie, dar acele granițe foarte ușor vor fi încălcate și cei doi vor veni din nou într-o contopire strânsă și toxică unul cu celălalt. Cei doi au tendința de a se pedepsi singuri, pur și simplu își fac rău lor înșiși, fără să conștientizeze lucrul acesta, trăiesc într-o dramă continuă, provocând drama la rândul lor, prin cuvinte, prin acțiuni, prin ceea ce întreprind în relație cu celălalt. Se tem de riscuri, de schimbări, de necunoscut, nu sunt atenți la dezvoltarea lor personală, nu investesc în ei înșiși, ci investesc tot timpul în celălalt, sperând în felul acesta că vor rezolva relația și dificultatea din relație. Joacă jocuri psihologice, dau, ținând socoteală și așteptând servicii în schimb,
Da, deci genul de oameni care au un registru cu tot ce au dat, așteptând să li se întoarcă serviciile respective și în felul acesta trasând așteptări foarte clare și destul de încărcate la adresa partenerului. Încearcă să-i schimbe pe ceilalți, aș putea să spun că asta este o trăsătură dominantă a relației de cuplu dependente. De ce? Pentru că tot timpul cei doi încearcă să-l schimbe și să-l convingă pe celălalt. Asta e trăsătură definitorie. Soțul vrea să o schimbe pe soție, dar în special soția vrea să-l schimbe pe el. Și atunci încearcă pe toate căile posibile. Îl intimidează, îl manipulează, se ceartă, nu vorbește cu el, în special nevorbitul, și multe alte lucruri, îi refuză favorul sexual, relația sexuală sau diverse alte manifestări de felul acesta, și astfel cei doi pur și simplu trăiesc o tensiune continuă. Sunt dependenți de prezența, înțelegerea și susținerea celorlalți. Da? Și tot timpul puteți vedea în relația dumneavoastră sau a celorlalți care au tensiune în relația de cuplu, acest lucru. Nu mă înțelege, nu ascultă ce îi spun, nu mă susține, nu este cu mine, nu mă înțelege, nu mă înțelege, nu mă înțelege, nu mă înțelege. Ok, și dacă el nu te va înțelege niciodată, tu ce vei face? Vei trăi dependent de înțelegerea celuilalt? Vei trăi sufocat de faptul că el nu te înțelege? Poate că a venit timpul să te maturizezi. Poate că a venit timpul să stai pe picioarele tale și să nu mai depinzi de aprobarea sau înțelegerea partenerului, ci să fii tu însuți, încrezător, stabil, echilibrat, să ai propria ta demnitate, care nu depinde tot timpul de cuvintele celuilalt, de susținerea sau înțelegerea celuilalt. Caută soluții de la alții pentru propriile probleme, se tem să nu fie respinși și abandonați, chiar dacă nu sunt respinși, ei se vor simți respinși sau le va fi teamă să nu fie respinși în orice situație posibilă. Și în felul acesta agravează o problemă foarte mult. Recrează în cuplu atmosfera emoțională negativă conform cu atmosfera pe care au avut-o acasă în familia în care au crescut. Contracararea dependenței în cuplu. În primul rând, să admite existența unei probleme, da? Întotdeauna acesta este primul pas, da? Noi avem o problemă. Nu ne simțim bine împreună, ne sufocăm unul pe celălalt, ne rănim foarte tare unul pe celălalt, ne facem rău, involuntar, pur și simplu aruncăm cu cuvinte grele și produce multă suferință psihică unul altuia. Și atunci, primul pas, recunoaștem că avem o problemă și vorbim deschis despre asta. 2. Al doilea constă în trecerea în revistă și o analiză a punctelor în care limitele sunt depășite. Și aici, la fel, ajută foarte mult să scriem. Unde simt eu că celălalt îmi intră peste limitele mele? Unde simt eu că celălalt vine peste mine, poate cu pretențiile lui, cu nevoile lui, cu ceea ce așteaptă de la mine, și în felul acesta mă simt sufocat, mă simt anulat sau mă simt constrâns de celălalt, și e important să scrie acest lucru. Limitele sunt depășite atunci când o persoană își asumă o falsă responsabilitate inutilă sau exagerată. Dar asta înseamnă că partenerul se simte responsabil să împlinească celuilalt niște nevoi pe care respectivul nici măcar nu le are. Adică face în locul lui niște lucruri care nu i s-au cerut. De asemenea, granițele pot fi trecute și atunci când persoana are niște pretenții nerealiste de la celălalt, așteptând ca partenerul să facă pentru el tot felul de lucruri care să le ajute, când de fapt lucrurile respective ar trebui să și le facă singur, să și le ofere singur. Ele sunt depășite când unul dintre parteneri se agață excesiv de celălalt, da? Adică am nevoie să mă susții, am nevoie să fii cu mine, am nevoie să mă înțelegi, am nevoie să mă încurajezi, am nevoie să-mi dai atenție, am nevoie, am nevoie, am nevoie,
În felul acesta se încalcă granițele și celălalt este sufocat. Cheia succesului se află în restabilirea granițelor, astfel ca dependența să nu se mai accentueze și cei doi să poată simți că trăiesc. Etapele 3 și 4 trebuie notate pe hârtie. Important lucrul ăsta. Și acum urmează etapa a treia. Fiecare partener stabilește limitele pe care le consideră acceptabile. S-ar putea ca celălalt să nu le respecte. Totuși, ele trebuie să fie stabilite și notate foarte clar undeva. Al patrulea pas este alcătuirea unei liste cu lucrurile la care ambii sunt dispuși să renunțe. Fiecare trebuie să renunțe la anumite lucruri. Declarația care poate suna cam așa. Declar aici toate lucrurile pe care le-am făcut și la care sunt dispus să renunț. Astfel voi renunța să mă mai agăț de tine sau să pretind multe lucruri de la tine. Iar acestea sunt lucrurile pe care sunt dispus să ți le ofer conform cu ceea ce știu că tu ai avea nevoie. Al cincilea rând, fiecare partener trebuie să caute noi căi prin care să se ajute pe sine însuși. Wow! Partenerul dependent sau partenerii dependenți, e foarte important să învețe să se ajute singuri. Nu am nevoie să ai încredere în mine, nu am nevoie să mă înțelegi, nu am nevoie să-mi dai atenție atât de mult. Pentru că dependenții tot timpul au nevoie unul de altul. Trebuie să ai încredere în mine, trebuie să mă ajuți, trebuie să mă înțelegi, trebuie. Stop! Lucrurile astea trebuie să se oprească. Fiecare trebuie să-și câștige propria lui încredere în sine, nu pe spatele celuilalt. Pentru că celălalt niciodată nu-ți poate oferi încrederea aia de care tu ai nevoie. Celălalt este doar o cârjă de care te ții. Cum ar fi să mergi pe picioarele tale și să nu mai ai nevoie de cârjă? Cum ar fi să ai suficientă încredere în tine, încât atenția, aprobarea și permisiunea celuilalt să nu-ți mai fie strict necesare? Dar așa, merită să lucrezi la dezvoltarea ta psihică, emoțională, spirituală, așa încât să nu mai ai nevoie de cârjă și partenerul tău să nu mai fie o cârjă de care te ții ca să poți să faci un pas înainte. Nu, mergi pe picioarele tale. Renunță să mai aștepți totul de la partener și învață lucrurile respective să ți le oferi singur. În final, ambele persoane trebuie să-și evalueze relația cu atenție, în prezența unui observator obiectiv din afară și să ia în considerare activitățile normale pe care ei nu le desfășoară. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că fiecare trebuie să aibă viață, fiecare trebuie să aibă relații, fiecare trebuie să aibă hobby-uri, fiecare trebuie să aibă lucruri care să le facă cu plăcere, nu să depindă total unul de celălalt. Fiecare trebuie să aibă anumite lucruri care să le facă singur. Nu necesită tot timpul ca cei doi să fie împreună. E important să mai existe un moment de evadare în care, nu știu, o femeie este iasă cu fetele sau un bărbat cu băieții sau fiecare să aibă activități sportive sau alte lucruri pe care să le poată face și singur, nu tot timpul unul în compania celuilalt. În felul acesta, cei doi se pot dezvolta personal. Bun, mergem mai departe. Sentimentul născut din teamă nu este dragoste. Este dependență apărută din nevoie. Da? Cei doi, când vin atât de strâns unul lângă celălalt, într-un mod toxic, ei fac lucrul acesta cu scuza că te iubesc atât de mult. Nici vorbă. Asta nu este iubire. Este o nevoie disperată, nu este iubire. Iubirea înseamnă echilibru. Iubirea înseamnă îți dau voie să fii tu însuți. Iubirea înseamnă îmi dau voie mie să fiu eu însămi. Îmi dau voie să merg pe picioarele mele fără să mă țin de tine și fără să te împovărez cu nevoile mele. Dacă îți privești partenerul ca fiind responsabil pentru fericirea ta, atunci ceea ce simți nu este dragoste, ci este dependență emoțională. Pentru a iubi pe cineva, trebuie în primul rând să te iubești pe tine și să ai încredere în propria ta persoană. Câtă vreme nu ai încredere în tine,
câtă vreme nu e sigur pe tine, câtă vreme nu ai o relație bună cu tine însuți, nu te accepți și nu te iubești așa cum ești, să nu te aștepți ca relația cu partenerul să meargă bine. De ce? Pentru că toate lipsurile pe care tu le simți în relația cu tine, vei pretinde, într-un mod conștient sau nu, ca celălalt să ți le satisfacă. Lucru care celălalt nu-l va putea face niciodată, pentru că nu este scopul vieții lui să te facă fericit pe tine sau echilibrat sau să-ți dea ție încredere. Nici vorba. Pentru a iubi pe cineva, trebuie în primul rând să te iubești pe tine și să ai încredere în propria ta persoană. Pentru a fi fericit, trebuie să-ți câștigi înainte de toate echilibrul emoțional. Deci fericirea nu depinde de partenerul tău. Fericirea depinde de tine, de ceea ce este în sufletul tău și de echilibru pe care tu ai învățat să ți-l construiești în interior prin lucruri cu tine însuți. Pentru a deveni echilibrat în relație, trebuie să te cunoști, trebuie să petrești timp cu tine. Și atunci când partenerul tău te exasperează, când partenerul tău te face să te simți furios sau disperat sau trist, pune-ți întrebarea: ce se întâmplă cu mine? Și de ce am ajuns eu să mă simt așa? Gândindu-te la tine, nu la partener. În mod normal, când suntem furioși, toată furia o îndreptăm asupra partenerului nostru, toată atenția o focalizăm asupra lui și tindem să-l considerăm responsabil pentru felul în care noi ne simțim. În felul acesta ne învârtim în cerc, în felul acesta tindem să ne tragem singuri în jos și niciodată nu vom avansa în ce privește dezvoltarea personală. Nu, nu este responsabilitatea celuilalt să te facă fericit. Puneți întrebarea: ce se întâmplă cu mine? Puneți întrebarea: de ce mă simt eu așa? Și puneți întrebarea: ce trebuie să fac ca celălalt să nu mai aibă asupra mea această influență? Să nu mai poată să mă facă să mă simt așa? De ce? Pentru că am propria stabilitate, propria încredere, propria liniște, pe care dacă am învățat să o dezvolt, celălalt nu mai poate să-mi o ia. Deci, pentru a deveni echilibrat în relație, e important să te cunoști, să petrești timp cu tine, să-ți cunoști și să-ți vindeci rănile din copilărie, lucru care cei mai mulți oameni nu l-au făcut niciodată. Consideră că copilăria a trecut și din moment ce a trecut, ce rost mai are să ne întoarcem acolo? Are, pentru că rănile și suferințele din copilăria ta le trăiești și acum ca adult. Ele nu se modifică. Sunt aceleași stări, aceleași trăiri, aceleași senzații, aceeași rememorare a suferinței pe care ai avut-o cândva. Să conștientizezi care sunt punctele slabe și să le accepți. Să-ți construiești singur încrederea în sine și starea de bine. Să înlocuiești severitatea cu care te critici cu acceptare și iubire față de sine. În măsura în care te accepți pe tine însuți așa cum ești, este aceeași măsură în care vei fi gata să-l accepți pe partenerul tău așa cum este. În momentul în care ești împăcat cu tine, ești împăcat cu lumea, ești împăcat cu oameni, ești împăcat cu tot ceea ce te înconjoară. Să recunoști și să eviți tiparele destructive pe care le ai din copilăria ta. Și aici iar e vorba de copilărie. Noi când suntem copii, datorită anumitor suferințe pe care le trăim, ne dezvoltăm mecanisme de apărare. Și întotdeauna când ne simțim în pericol, chiar dacă este doar o senzație și în realitate nu e niciun pericol, noi ne activăm scuturile de apărare. Noi ne activăm metodele noastre de a ne apăra, mecanismele noastre. În felul acesta putem distruge foarte mult relația de cuplu și e important să ne observăm din afară cum reacționăm de fiecare dată când ne supărăm, ce gândim în mintea noastră, cum ne comportăm, ce reacții avem. Pentru că aceste lucruri pot distruge foarte mult relația de cuplu. Ajută să le putem conștientiza, ajută să putem înțelege aceste mecanisme și să lucrăm asupra lor ca ele să fie dezactivate. Să eviți să confuzi dorințele și nevoile tale cu cele ale partenerului tău. Asta înseamnă că dacă tu ai nevoie de un lucru, nu înseamnă neapărat că și partenerul tău are aceeași nevoie, simte la fel și percepe lucrurile în același fel cu tine.
Și atunci e important să comunici lucrul acesta și să-l întrebi de ce are el nevoie. Este important să concentrezi atenția asupra lucrurilor bune din relație și ale calităților pe care partenerul tău le are și în felul acesta să îți îmbogățești viața prin faptul că te bucuri de ceea ce ai bun în căsnicia ta și în relația ta cu partenerul, să renunți la a mai aștepta ca partenerul să se schimbe și el să te facă fericit. Probabil că asta este cel mai important lucru. Dacă există un lucru important, este să știi că problema nu este niciodată la celălalt, deși atât de puternic vezi lucrurile în felul acesta, pentru că așa ai fost învățat, pentru că așa le-ai văzut tot timpul. Important este să vezi unde este problema la tine, cum poți să rezolvi în cazul tău problema. Cere înțelepciune de la Dumnezeu. Cere ca El să te conducă și El să-ți arate ce ai de făcut ca să te schimbi pe tine, în primul rând, și apoi să lucrezi și în ce privește relația de cuplu. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți ca să vă îmbunătățiți relația de cuplu și viața și vă doresc o zi frumoasă.